trece în valea seacă cu angelul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andri Popa cel vestit, Andri Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și a bătut joc de domnie și tot frate necetat, Andri Popa o-ți bărbat, Andri Popa o-ți bărbat. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Zi și noapte tot călare trage prin timpul mare și din țară peste tot, neferic cât ce pot. Că cel are o pușcă plină cu trei glonți la rădăcină, dar un mur de patru ani care mușcă din dușmani, care mușcă din dușmani. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Și-are fraz de cruce șapte, ce-au sub sângele cu lapte și nu-i pasă de nimic, Andri Popa cel voinic, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andri Popa cel. Poate nu știați, dar textul melodiei pe care tocmai ați ascultat-o, adus în repertoriul muzical de grupul Phoenix acum mulți ani, ca de altfel și textul cântecului Strunga al aceleiași formații, sunt pe versurile lui Vasile Alexandri. Faptele istorice dovedesc o legătură mult mai intimă între autor Vasile Alexandri și acest Andri Popa, care a cutreierat țara șapte ani fără a-l putea prinde vreo poteră. La anul 1818, un anume Mihai Cozoni, care era unchiul poetului Alexandri, a fost însărcinat prin poruncă domnească să pună mâna pe acest hoț vestit. Zice poetul de altfel: Căpitane frățioare, ce se vede despre soare? Se zăresc vreo patru cai. N-auziși tu, dun Mihai? Căpitane, te gătește, Mihai mândrul te gonește. Iată-l vine ca un zmeu, fă trei cruci la Dumnezeu. După o vașnică urmărire relatată de astfel în poezia cu pricina de că Vasile Alexandri, o luptă, se spune, de câteva ore pe viață și pe moarte a avut loc la Valea Seacă, între cele două tabere, soldându-se lupta aceasta, soldându-se cu moartea celor șapte tovarăși a lui Andri Popa și a celor trei însoțitori a lui Mihai Cozoni. În finalul bătăliei, Andri Popa, rănit deja, a fost ucis de acest Mihai Cozoni din fuga calului. Acest unchi al poetului s-a înrolat după aceea în armata lui Ipsilanti, cu rang de sutaș, și a fost ucis la Drăgășani în 1821 în lupta cu turcii, după ce făcuse mari și minunate vitejii, după cum relatează însuși Alexandri. Foarte interesant, Marina. Mai avem cumva pregătite și alte poezii de Alexandri pentru emisiunea noastră de azi? Nu. Știi, de fapt, mi s-a adus la cunoștință de câțiva binevoitori că unii consideră poezia ca ceva jositor, degradant, care nu prea are ce căuta într-o emisiune radiofonică. Oh. Se pare că cineva are un muscă uriașă păcăciulă. Adevărul e că
Nu toată lumea are talentul și răbdarea necesară pentru a întreprinde așa ceva. Cred că ai dreptate. Ce-ar fi totuși, doar așa, să mai recităm o poezie și în emisiunea de astăzi? Eu știu. De ce? A, știi ceva? Ascultătorii noștri s-au convins de talentul tău. Vai, mersi. Că poți să spun și o poezie foarte scurtă? O, da! Observ că n-am zis să recit, am zis să spun. Te rog. Ce poezie? Spune-mi, te pomenești că este creația ta personală. Nu, nici pe departe. Cred că e ceva drăguț și poate, cred că merită să fie menționat. Nu știu dacă tu știi, dar au existat în Bucureștiul socialismului științific unele personalități extravagante, autori gălăgioși, mai curând, boemi, baladiști boemi, să le zicem, decât scriitori cu adevărat consacrați, care și-au lăsat amprenta mai mult în domeniul anecdotei și probabil la sticlor de bere decât a succesului tipărit. Printre aceștia era un anume Teodor Pâcă, despre care legenda spune că, deși era membru de partid, avea domnia sa niște contradicții ideologice cu cadrele superioare și a fost dat la munca de jos, adică la munca fizică. Mi se pare parcă pe la uzinile 23 august. Se zice însă că făcea treabă bună ca strungar, da. Ei, și așa într-o zi, rezemat de strung și lucrând în schimbul de noapte, a fost lovit de muza poeziei și a recitat spre deliciul colegilor de atelier următoarele versuri, aproximative. Nu sunt sigur că sunt exacte. Te ascultăm. Deci, câte stele sunt pe cer, până mâine toate pierd. Numai una, ca o proastă, șade pe uzina noastră. Și spre deliciul meu. Pâcă. Cred că știu despre cine vorbești. Un individ, era un individ bărbos care frecventa mult restaurantele, cred că de la șosea, nu? Și care a murit să tot fie vreo 25 de ani, să zic? Da, cam așa, exact. Dar din cele auzite de mine, nu cred că domnul Pâcă se limita numai la zona restaurantelor de la șosea. Uite, de fapt, dacă stau și mă gândesc mai bine, mi-amintesc mai multe chestii. Era un amic cu, mi se pare că ăsta Pâcă, nu? Era amic cu un alt mare admirator al lui Bacchus. Un individ solid, ți-aduce aminte, care făcuse sport, rugby sau cam așa ceva, dar tot cu barbă. Dacă nu cumva ai și care, tot poet, tot, da, ne. Dacă nu greșesc, scria pe la Urzica și locuia undeva pe strada Paris, parcă o stradă cu ambasade și privilegiații. Da, strada Paris, da, știu. Normal. Îmi scapă numele lui acum, dar era cunoscut de toată lumea ca Ahoe. Aha. Pentru că urla pe Doamne Zam cât te țineau puterile. Ahoe, ahoe. Se poate, Marina, se poate. Vremuri apuse. Da, cred că ajunge pentru astăzi. Deci, dragi ascultători, acesta a fost momentul nostru poetic de astăzi. Western Union, the trusted way to transfer money to Romania. Secure and reliable. For more information, call 1-800-235-0000. Când ne trimiteți bani celor dragi, bazați-vă pe cineva de încredere. Cu Western Union puteți fi liniștiți. Experiența lor în transferuri de bani datează de mai bine de un secol și acum au peste 100.000 de agenții în 185 de țări și teritorii. Peste 400 de agenții în România. Și nu este nevoie să aveți cont la bancă. Banii vor ajunge în siguranță în România în câteva minute. Garantat! Western Union, modul cel mai rapid de a trimite bani în lumea întreagă. Pentru informații în limba română, sunați la 1-800-347-6000. 1-800-347-6000. Primirea banilor depinde de programul de funcționare al agențiilor de primire, supusă unor restricții suplimentare. Garanția de înapoiere a banilor este limitată la livrarea fondului. Sperând că ați avut o audiție plăcută, Aurel Cojocaru și Marina Râmnicianu. Vă spun la revedere pe emisiunea sâmbătă viitoare. Până sâmbătă viitoare, să aveți un weekend plăcut. La revedere!